Urșii fac noi victime în județul Buzău. Un bărbat de 55 de ani din comuna Buzoiană, Guratei, a fost atacat de un urs în timp ce mergea spre casă. Incidentul a avut loc sâmbătă noapte în satul Nemertea. Bărbatul fusese în vizită la părinți și se îndrepta spre locuință când a zărit fiara pe marginea drumului. N-a mai apucat să fugă pentru că animalul s-a repezit la el. Atacul a durat câteva zeci de secunde, iar când ursul s-a retras, victima a reușit să sufă ne apropiat. Bărbatul a suferit răni grave la nivelul mâinilor și picioarelor, iar în jurul orei 5 a fost transportat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov. Imediat a fost dus în sala de operație. Pacientul a fost supus intervenții chirurgicale de urgență, a fost stabilizat, leziunile vasculare au fost rezolvate, țesuturile de vitalizate și posibil contaminate au fost îndepărtate. În zilele următoare, acesta va mai fi supus altor intervenții chirurgicale. În ultima lună, autoritățile locale din Buzău au cerut aprobare de la Ministerul Mediului pentru împușcarea unor urși care fac probleme în zona Nehoiu-Gurateghi. Din păcate, în luna august, solicitarea AGVPS Buzău de a se aproba vânătoare, extragere prin vânătoare pentru două exemplare de urs din zona Nehoiu a fost refuzată de către Ministerul Mediului. Ni se tot spune să acționăm pe legea 81, de parcă ursul ar aștepta să vină comisia la el. Recent un cioban din aceeași zonă a fost și el rănit de un urs. Animalul îi atacase o oaie, iar bărbatul a încercat să o salveze. În ultima lună am tras semnale de alarmă pe toate căile posibile privind gravitatea acestui fenomen. Dacă de la Ministerul Mediului nu ni se aprobă extragere prin împușcare, prin vânătoare de exemplare dominante, aceste atacuri vor continua și vor deveni din ce în ce mai periculoase pentru oameni. Recent, prefectul de Buzău, Daniel Țiclea, a propus autorităților din domeniu relocarea urșilor în alte țări unde această specie este pe cale de dispariție. Din păcate, până acum această inițiativă nu a fost luată în considerare de către oficialii Ministerului Mediului.